Da, ne-am întors. România curată, știți bine, cam la fiecare alegeri, face o listă de criterii și pune pe listă pe cei care nu corespund criteriilor. Care, în opinia celor de la România curată, respectiv Alina Mungiu Pipidi și grupul condus de Alina Mungiu Pipidi, n-ar avea ce să caute pe o listă de candidatură. După ce înșiră criteriile, concluziile, ei compară doar primii 11 de la toate partidele. Au zis că de regulă primii 11, mulți nici 11 nu o să bage. Ei au luat pe toți. PSD, minimum 6 candidați din primii 11 au probleme de integritate. PNL, minimum 9 candidați din primii 11 au probleme de integritate. ALDE, minimum 6 candidați din primii 11 au probleme de integritate. Alianța 2020 USR Plus, minim 6 candidați din primii 11 au probleme de integritate. PMP, 6 din 11 candidați au probleme de integritate. Și continuă cu Pro-România, 4 din 11 și așa mai departe. Deci, în momentul în care dați click acolo, aflați și cu nume și prenume cine și de ce. E o sinteză ce v-am spus. Dar surpriză, surpriză, adică exact cei care spun de ceilalți că sunt penali, au mai multe probleme de integritate conform criteriilor celor de la România curată, care sunt aceleași în fiecare an, decât ăștia care sunt penali, domnul Guran. Cum vă explicați? Adică, pe bune, totuși. Eu mi-explic în felul următor. 9 din 11 e mai mare decât 6 din 11. Indiferent de ce se întâmplă, sunt liberal și voi rămâne liberal în gândire. De 143 de ani s-a stabilit și înainte Constituțiile stabileau. Un om are interzise drepturile când are o condamnare definitivă în care scrie că are interzise acele drepturi sau prevede Constituția. Cel care are condamnarea aceea nu candidează. Aici ei au luat listele înscrise, candidații, cei care vor fi votați sau nu de către acum oameni. Acum să vă spun ceva. Dar cu primii 11. Deci mă duc și eu acasă și stabilesc niște criterii și zic dacă... Nu mai sunt bune, erau bune până acum trei legislaturi, legislatura trecută, criteriile celor de la România. Eu am același discurs și o să-l am pe același. Păi da, știu. Dacă omul nu are interzis prin lege, până în momentul în care îi se interzice prin lege, nu poți să vii să începi să spui are dreptul, nu are dreptul. Dar n-a spus nimeni că are dreptul, nu are dreptul. Au zis că nu corespunde criteriilor de integritate. Era bine când toată lumea s-aduna pe la diverse sindrofii, pe la diverse zone ONG și stabilau, domnule, suntem de acord cu criteriile. După care venea lista și începeau să cârie.